Aș dori să citim împreună din Matei la capitolul 24, versetul 4 în mod special, dar am dorit să vedem de asemenea și alte câteva versete în care Domnul Iisus Hristos ne transmite o avertizare foarte importantă pentru timpul din urmă. Prieteni, cred din ce în ce mai mult, pe măsură ce ne apropiem de momentul final și pe măsură ce văd situația actuală a Bisericii lui Dumnezeu, că semnul distinctiv, care mai mult ca oricare alt semn ne arată că noi trăim în timpul sfârșitului și că Iisus trebuie să vină curând, este acest semn pe care Domnul Hristos îl amintește în Matei 24 și interesant că semnul acesta este pus în capul listei de semne pe care le prezintă Domnul Hristos. Nu doar că este pus ca prim semn, dar este și repetat de mai multe ori în același capitol. Haideți să vedem care este acest semn. Versetul 4. Drept răspuns, Iisus le-a zis: băgați de seamă să nu vă înșele cineva. Există posibilitatea ca noi să fim înșelați? Este vreun om în afara acestui pericol de a fi înșelat de cineva? Răspunsul este nu, prieteni. Singura noastră siguranță de a nu fi înșelați este să ascultăm de cuvintele lui Hristos. Este să cunoaștem cuvântul lui și să ascultăm de ceea ce spune Dumnezeu. Ați reținut ce am spus? Să ascultăm de ceea ce spune Dumnezeu în cuvântul său. Nu de ceea ce spun oamenii despre cuvântul lui Dumnezeu. Este o diferență foarte mare, prieteni. Știți de ce este important acest lucru? Deschideți cu mine Romani capitolul... Facem o mică paranteză. Romani capitolul 10 este un principiu. Și anume, dacă noi vrem să avem mai multă credință în Dumnezeu, știți cum putem face lucrul acesta? Cum putem noi să creștem încrederea noastră în Dumnezeu? Uitați-vă cu mine în versetul 17. Astfel, credința vine în urma auzirii. Deci, pentru ca tu să ai mai multă credință, trebuie să auzi sau să asculți ceva. Așa spune Biblia că vine credința. Prin auzi, prin ascultare. Despre ce vorbește aici Apostolul Pavel? Despre credința în Dumnezeu, deci credința bună. Deci, dacă noi vrem să avem mai multă credință în Dumnezeu, trebuie să auzim sau să ascultăm ceva. Haideți să vedem ce. Iar auzirea vine prin cuvântul lui Hristos. Deci este simplu, prieteni. Și un copil mic poate înțelege. Dacă eu vreau să am mai multă credință în Hristos, eu trebuie să ascult ce? Cuvântul lui Hristos. Trebuie să nu-mi umplu mintea cu ce spune El. Trebuie să aud, să ascult ce spune El. Trebuie să citesc ce spune El. Și cu cât eu pun mai mult în mintea mea cuvântul lui Dumnezeu, prin auz, prin văz, ce se întâmplă? Credința mea este în creștere și ea crește tot mai mult și tot mai mult. Până când va deveni cum? Neclintită. Însă, prieteni, știați că pe aceeași cale pe care noi întărim încrederea noastră în Hristos pentru că ascultăm ce spune cuvântul Lui și de aceea avem mai multă încredere în El pentru că ascultăm ce spune El. Știați că pe aceeași cale și în același mod se întărește și credința noastră în altceva și altcineva decât Hristos, folosind aceeași metodă. Astfel, dragi prieteni, haideți să stabilim o problemă de la început. De ce astăzi oamenii în Biserica Adventistă de ziua a șaptea, copii credincioși al lui Dumnezeu, nu mai sunt în mijlocul nostru sau se află încă în biserici, dar sunt rupți de comunitate, de membrii bisericii, sunt rupți de adevărurile pe care le susține biserica. Și ei au început să susțină anumite idei false, independente, de corpul întreg al comunității, al bisericii. De ce? Pentru că prieteni și-au permis să asculte altă voce. Și-au permis să dea atenție altor informații, altor glasuri, care nu reflectă și nu reprezintă cuvântul lui Dumnezeu, al lui Hristos. Acum, prieteni, problema aceasta are foarte multe laturi. Și nici nu vom putea să le discutăm pe toate neapărat în ocazia aceasta. Dar aș vrea să prindem următorul gând. Una este ca eu să citesc cuvântul lui Dumnezeu așa cum l-a lăsat El.
și să înțeleg ceea ce a vrut Duhul Sfânt să spună când a scris acel cuvânt. Și alta este ca eu să citesc, să ascult acest cuvânt care trece prin filtrul minții unui om. Iar în urma acestei filtrări a cuvântului Dumnezeu, omul respectiv vine înaintea mea cu o idee care este total străină de ceea ce a vrut să spună Duhul lui Dumnezeu. Frații mei, știți cât de des se întâmplă lucrul acesta? Știți că din ce în ce mai mult lucrul acesta se întâmplă de la învoanele noastre? Și din partea multor oameni în care noi ne-am pus încrederea? Iată așadar că a sosit momentul ca noi să ne confruntăm cu cel mai evident semn al timpului sfârșitului, care arată clar că Domnul Hristos trebuie să vină curând. Și acest semn este, prieteni, înșelăciunea, amăgirea. Mergem înapoi în Matei 24. Spuneam că Domnul Hristos amintește de mai multe ori această avertizare. Haideți să citim versetul 5. Fiindcă vor veni mulți în numele meu și vor zice, eu sunt Hristosul, și vor înșela pe mulți. Știți că Domnul Hristos aici nu se referă neapărat la lume? În primul sens, întotdeauna când Domnul Hristos vorbește, El vorbește bisericii sale. Vor veni în biserica lui Dumnezeu oameni, în numele lui Hristos vor veni acolo, fiți atenți, și vor zice, eu sunt Hristosul, și vor înșela pe mulți. Acum poate unii vă gândiți, nu, acest semn trebuie să se refere la cei care pretind că sunt Hristoși și ei nu sunt de fapt. Nu are cum să se refere la biserica lui Dumnezeu. Prieteni, haideți să vedem despre ce categorie de oameni vorbea Domnul Hristos aici. Haideți să vedem dacă nu cumva este aplicația în primul rând către biserică. Uitați-vă cu mine în versetul 9. Vrem să vedem despre cine vorbea Iisus. Atunci vă vor da să fiți chinuiți și vă vor omorâ, veți fi urâți de toate neamurile din pricina numelui meu. Deci cine sunt acești oameni care vor fi urâți din pricina numelui lui Hristos de toate neamurile? Păi sunt copiii lui Dumnezeu, frații mei. Ceea ce înseamnă că această descriere a semnelor sfârșitului are de-a face în primul rând cu biserica lui Hristos. Se adresează bisericii. Dar nu doar că Domnul Hristos spune bisericii, uite, vor veni cu tremure, ciumă, foamete și așa mai departe. Nu doar că Hristos spune ce se va întâmpla bisericii, ci spune și pericolele care sunt din interiorul bisericii. Pentru că, prieteni, la sfârșit, semnele care arată că Iisus vine curând sunt acelea care sunt în afara bisericii și în măsură egală cele care vin din interiorul ei. Și știați că problema care vine din interiorul bisericii este mai mare decât cea din afară? Sora White spune într-un loc, noi trebuie să ne temem mai mult de ceea ce vine din interior decât din afară. Prieteni, știți care este boala aceea fatală care lucrează dinăuntru spre afară și care distruge multe vieți astăzi? Este cancerul. Iată că această boală lucrează dinăuntru spre afară. Și exact la fel, prieteni, vreau să știți că Satana a plănuit să lucreze din interiorul bisericii prin aceea pe care noi nici măcar nu-i bănuim. Și știți, noi nu ne punem o apărătoare, o protecție când suntem în biserică, pentru că considerăm că toți sunt frați și că ei sunt de bună credință. Dar, frații mei, cred că a sosit timpul să fim mai critici față de frații noștri din biserică. Nu în sensul negativ mă refer, ci în sensul ca să analizăm lucrurile decât suntem față de cei din afară. Pentru că în timpul din urmă, un semn clar al sfârșitului este că noi vom fi amăgiți de cei care sunt chiar în mijlocul nostru. Ascultați în continuare mesajul. Mergem în versetul 10. Atunci mulți vor cădea, se vor vinde unii pe alții, se vor urâ unii pe alții, se vor scula mulți proroci mincinoși și vor înșela pe mulți. Vreau să fiți atenți la exprimarea Domnului Hristos. Se vor scula mulți proroci mincinoși. Acum, nu am timp să studiez pe linia aceasta, dar dacă mergeți și căutați ideea aceasta, se vor scula. Este în Apocalipsa o profeție. Dacă o găsim cu ajutorul lui Dumnezeu, vrem chiar să o citim. Într-un mesaj adresat către biserica, cele șapte biserici, Domnul Hristos prezintă această realitate, acest pericol. Și aș vrea să vedem lucrul acesta. Ne uităm în Apocalips, capitolul 2. Apocalips, capitolul 2. Și vom citi împreună Apocalipsa, capitolul 2. Este un pasaj pe care aș dori foarte mult să-l găsim în această ocazie. Frații mei, dacă nu-l vom găsi, voi aminti ideea și poate putem să ne uităm ulterior.
Este un loc în care Biblia spune că se vor scula din mijlocul vostru. De fapt, haideți să mergem într-un alt pasaj. Probabil în altă ocazie voi găsi și pasajul acela. Dar mi-amintesc de un alt pasaj scris în Faptele Apostolilor, capitolul 17, cu versetul... Faptele Apostolilor, da, este capitolul 13, mă scuzați. Mergem puțin mai înapoi. 13... Imediat am să vă spun mai exact referința. Este acel loc în care Apostolul Pavel spune că se vor vârâ în mijlocul vostru lupi răpitori. Vă amintiți, frații mei, acea avertizare? Lupi răpitori. Și apoi el spune că acești oameni se vor ridica din mijlocul nostru. Frații mei, avem capitolul 20 din Faptele Apostolilor, capitolul 20 cu versetul 29. Știu bine că după plecarea mea se vor vârâ între voi lupi răpitori care nu vor cruța turma. Acum fiți ascultați. Fiți atenți. Ascultați ce spune. Și se vor scula din mijlocul vostru oameni care vor învăța lucruri stricăcioase ca să tragă pe ucenici de partea lor. Frații mei, iată mesajul clar al lui Dumnezeu. Se vor scula din mijlocul vostru oameni care vor învăța lucruri stricăcioase ca să tragă de partea lor. Privim înapoi Matei 24 cu versetul 11. Se vor scula mulți proroci mincinoși și vor înșela pe mulți. Fiți atenți la versetul următor. Și din pricina mulțirii fără de legii, dragostea cel mai mult se va răci. Deci dacă e vorba de urăcirea dragostei, înseamnă că oamenii ăștia au avut dragoste înainte. Nu e adevărat? Iar aceștia nu poate să fie frații mei decât copiii lui Dumnezeu, pentru că lumea nu are dragoste. Numai cu unui copil lui Dumnezeu îi se poate spune că ți s-a răcit dragostea, pentru că tu ai avut dragoste, ai fost aproape de Hristos, acum nu mai ești. Dar care este motivul pentru care se răcește dragostea lor? Pentru că în mijlocul nostru se scoală, se ridică proroci mincinoși, care ce spune? Că face înșală pe mulți. Prin ce, frații mei? Prin învățături stricăcioase, prin învățături false. Vreau să observați ceva. Biblia spune se vor scula mulți în fapte, nu spune că se vor scula mulți în mijlocul vostru. Dar aici Biblia este mai specifică. Se vor scula mulți ce? Proroci. Dar mincinoși. Frații, ce este acela un proroc? Haideți să ne gândim. Noi când ne gândim la proroci, de obicei ne gândim la sora White, da? Pentru că ea are darul acesta al spiritului, are darul profetic din partea lui Dumnezeu. Ea a fost chemată de Dumnezeu să fie profetul bisericii. Însă, frații mei, vreau să știți că a fi proroc cuprinde mai mult de atât. Este un pasaj în Spiritul Profetic unde sora White îi numește pe acei învățători, educatori, care învață pe elevi, pe studenți, principiile lui Dumnezeu. Ea spune că ei erau profeți. Uitați-vă în școlile profeților de pe timpuri, ridicate de Samuel, continuate de Ilie și Elisei. În școlile acelea profesorii erau numiți profesorii erau numiți proroci, profeți. Adică ei nu primeau lumina în mod direct de la Dumnezeu, asemenea unui profet, dar ei în mod indirect primeau cuvântul și îl dădeau mai departe copiilor, elevilor, studenților. Așadar, frații mei, prorocul este acela care învață pe altul. Și în acest sens vreau să știți, prieteni, că noi toți suntem într-un fel proroci și profeți pentru ceilalți. Prin faptul că învățăm. Noi nu suntem profeți prin faptul că avem darul special al Spiritului Profetic, adică primim lumina direct de la Dumnezeu ca sora White. Noi primim lumina însă indirect și prin aceasta noi exercităm o influență, o lucrare asemenea unui profet. Acum vreau să observăm un lucru. Domnul Hristos spune se vor scula mulți proroci mincinoși și vor înșela pe mulți. Adică Dumnezeu ne avertizează că în mijlocul nostru se vor ridica oameni care vor aduce în atenția noastră anumite profeții sau prorocii. Ce face un proroc, prieteni? El ne vorbește despre lucrurile lui Dumnezeu, în mod special acele lucruri care se vor întâmpla. Iată că în Matei 24 studiem despre semnele sfârșitului. Deci este clar că contextul ne obligă să credem că acești proroci au de a face în mod special cu mesajul profetic. Și în momentul în care Domnul Hristos a rostit aceste semne ale sfârșitului, le-a enumerat unul după altul. Iată cum din nou și din nou Domnul Hristos face o pauză și spune, dar fiți atenți că vă vor înșela. Fiți atenți că vor veni proroci mincinoși, Hristoși mincinoși. Se vor ridica chiar în mijlocul vostru și vor înșela pe mulți.
Prieteni, se întâmplă lucrul acesta astăzi, mai mult ca niciodată. Iată semnul clar că Iisus vine curând. Tocmai aici este semnul, prieteni. Deci dacă avem de-a face cu proroci mincinoși în mijlocul nostru, înseamnă că acești oameni vin cu ce, frații mei? Cu mesaje profetice. Ei iau cartea Daniel și Apocalipsa și prezintă poporului anumite mesaje din aceste cărți, dar le interpretează cum? Într-un mod fals și eronat. Și oamenii sunt înșelați din cauza acestor mesaje profetice care dau la o parte, fiți foarte atenți ce spun acum, pilonii care au fost ridicați la începutul mișcării advente, a modului în care noi trebuie să interpretăm profeția biblică. Știați, prieteni, că sunt îndepărtați acești piloni astăzi? Știați că sunt tot mai mulți oameni și, din păcate, și oameni foarte bine cunoscuți, care se ridică și predică un mesaj profetic și ei atrag atenția oamenilor în continuu la date profetice. Dată după dată, dată după dată. Am observat pe un frate care atât de mult exagerează și atât de mult speculează în privința aceasta, încât a ajuns, frații mei, să spună că o anumită dată, din calculele pe care el le face în cartea Daniel și Apocalipsa, o anumită dată care rămâne câteva zecimale la sfârșitul unui număr, calculat, împărțit, le ia și după aceea le aplică și au rămas 15 minute și 33 de secunde. Și le aplică și spune că astea fac referire la Marcu 15 cu 33. Și caută tot felul de asocieri și de legături și de conexiuni pentru ca el să dovedească că timpul acesta în care noi așteptăm venirea Domnului Iisus Hristos este plin de date profetice care ne arată că mai este puțin, că mai este puțin, că mai este puțin și uite acum vine Iisus. Frații mei, de unde vine acest mesaj? Am să vă spun exact de unde vine. De la diavolul. Știți de ce Satana a preferat să facă lucrul acesta în timpul din urmă? De ce Satana insistă atât de mult prin acești oameni asupra unor date profetice exacte? De ce Satana stabilește o dată? Pentru ploaia târzie, pentru închiderea harului, pentru legea duminicală, pentru venirea Domnului Hristos prin orice lui. De ce oamenii sunt frământați de această problemă să stabilească date și de ce Satana îi mână în acea direcție? Pentru că vrea ca noi să ne legăm simțămintele, emoțiile, experiența noastră creștină de un moment anume în timp. Iar lucrul acesta știți ce face? Știți ce a spus Ora White? Când tu îți legi viața din moment în timp, de o dată anume fixată, este ca și cum am spune astăzi, Iisus va veni pe 30 decembrie 2039. Și toată lumea știe în minte clar că Iisus vine atunci în data respectivă și știți ce face lucrul acesta, prieteni? Noi vom avea o viață neconsacrată. Vom avea o viață în care vom trăi liberi. Vom face ce vrem noi. Știați că Ellen White a vorbit chiar despre problema aceasta? Dacă noi am cunoaște momentul venirii lui Hristos, ne-ar încuraja să trăim o viață, frații mei, în care să facem doar ceea ce ne place nouă. Noi nu ne-am pregătit serios. Am spune, lasă că mai am timp. În ce an suntem? 2019. Mai sunt 20 de ani până vine Iisus. Am timp suficient. Prima dată vreau să-mi fac o casă, vreau să fac asta, vreau să fac cealaltă. Vine un frate și spune, știi, eu cred că ar trebui să faci mai multe lucrare, să te implici mai multe lucruri la Dumnezeu. Lasă, frate, că am timp, știu eu. Dacă Iisus vine în 39, uite, am 20 de ani, 10 ani încă mă ocup de ale mele, după aia mă implic în lucrare. Frații mei, vedeți cum ar fi inima noastră? Este adevărat că noi am acționat într-un mod egoist dacă am ști lucrul acesta? Și de ce ne este greu să înțelegem, frații mei, că Dumnezeu pentru binele nostru și pentru împlinirea scopului Său și planului Său divin a ascuns cu multă grijă de fiecare dintre noi momentul venirii Lui, dar nu numai atât. A ascuns cu multă grijă de asemenea și toate acele lucruri care ar putea să arate că venirea lui Iisus este mai aproape prin stabilirea unei date, unui moment exact al evenimentelor finale. Prieteni, de ce spun aceste lucruri? Vreau să vedeți că aceasta este cea mai mare înșelăciune cu care se luptă astăzi Biserica lui Dumnezeu. Și aș vrea să vă citesc un gând din Spiritul Profetic. În Mărturii pentru Pastor, pagina 46, spune așa serva lui Dumnezeu. În timp ce Domnul aduce în biserică oameni cu adevărat convertiți, Satana îi aduce printre ei pe cei neconvertiți. În timp ce Hristos seamănă sămânța cea bună, Satana seamănă neghina. Membrii bisericii sunt supuși neîncetat la două influențe opuse. O influență lucrează pentru purificarea bisericii, cealaltă pentru coruperea poporului lui Dumnezeu.
Și acum fiți atenți la ceea ce spune Spiritul inspirat. Spiritul profetic. Satana speră să implice rămășița poporului Dumnezeu în ruină generală care stă să vină asupra Pământului. Pe măsură ce venirea Domnului se apropie, el va fi mai categoric și mai hotărât în eforturile sale pentru a înfrânge. Haideți să vedem cum face Satana. Cum atacă rămășița. Bărbați și femei se vor ridica pretinzând ca o lumină nouă sau niște descoperiri noi, cu tendința de a zdruncina credința în vechile semne de hotar. Învățăturile lor nu vor suporta proba cuvântului lui Dumnezeu și cu toate acestea suflete vor fi înșelate. Vești neadevărate vor fi purtate dintr-o parte în alta și unii vor fi prinși în cursa aceasta. Ei vor crede aceste zvonuri și la rândul lor le vor repeta. Și în felul acesta se va forma un lanț ce îi va lega de arhi-înșelătorul. Acest sfârșit nu va fi manifestat totdeauna într-o sfidare deschisă a solilor pe care Dumnezeu le trimite, dar o necredință categorică este exprimată în multe feluri. Fiecare declarație falsă care este făcută hrănește și întărește această necredință, iar prin aceste mijloace, multe suflete vor fi îndepărtate într-o direcție sau în alta. Frații mei, avem o problemă foarte serioasă. Pentru că în mijlocul nostru s-au ridicat oameni care învață lucruri stricăcioase cu privire la împlinirea evenimentelor finale și cu privire la timpul venirii Domnului Iisus Hristos. Dar oamenii sunt subtili astăzi. Sunt oameni care nu vor fixa o dată cu privire la venirea lui Iisus, dar vor încerca să fixeze un moment cu privire la legea duminicală, sau la ploaia târzie, sau la marea strigare, sau la închiderea harului, sau la alte și alte evenimente. Vedeți, frații mei, cum lucrează Satana? De ce oare oamenii caută să lege experiența oamenilor din timpul acesta, a copiilor credincioși al lui Dumnezeu, de un moment fix în timp, frații mei? De ce fac asta? Când Domnul Hristos ne-a spus nouă clar că nu mai există niciun timp profetic după 1844. Frații mei, știți care este cel mai puternic argument pe care eu l-am descoperit până acum în Spiritul Profetic și în Cuvântul lui Dumnezeu? Că nu mai există niciun timp profetic după 1844? Putem demonstra lucrul acesta pe mai multe căi, din mai multe părți, putem veni și ne întâlnim în același loc. Dar aș vrea să vă spun ce reprezintă pentru mine cel mai clar și mai evident lucru cu privire la această problemă. Pentru cei care ați mai urmărit prezentările mele, probabil că ați observat lucrul acesta. Vreau să vedeți, frații mei, un lucru. Mergem iar în Matei 24. Se pare că aici avem cheia pentru a descuia această problemă exact în locul în care Domnul Hristos ne avertizează cu privire la acest pericol. Fiți atenți! Discutăm despre problema stabilirii de date, de timp, în profeția biblică a Cuvântului Dumnezeu. Și vom veni imediat și la problema modului în care aplicăm anumite profeții la viitor. Fiți atenți! Matei 24, Domnul Hristos, când vorbește despre ultimele semne ale sfârșitului, spune, vor fi semne în soare, lună, stele, și apoi în versetul 33, spune așa, tot așa și voi când veți vedea toate aceste lucruri, să știți că Fiul omului este aproape, este chiar la ușă. Vreau să vă întreb un lucru. Când s-au împlinit toate acele semne, da, mă refer în special acum la lună, soare, stele, când în sensul acesta, semnele acestea s-au văzut cu toate? Și Domnul Hristos spune, când veți vedea toate aceste lucruri, să știți că Fiul omului este aproape. Când a avut loc ultimul semn, prieteni? Pentru că noi nu putem spune că au fost toate până când a fost ultimul, nu este așa? Este ca și cum noi spunem, părăsit sala, s-a terminat programul. Când spunem noi că au ieșit toți din sală? Când a ieșit și ultimul. Deci spunem că toate semnele s-au întâmplat când îl vedem pe ultimul împlinindu-se. Acum întrebare. Când au căzut stelele? 1833. Dacă mi-amintesc bine, 13 noiembrie. A avut loc acea cădere de stele. În momentul în care s-a întâmplat lucrul acesta, prieteni, ultimul semn amintit de Domnul Hristos s-a împlinit. Iar după semnul acela, imediat, Domnul Hristos rostește aceste cuvinte și spune, când veți vedea toate aceste lucruri, să știți că Fiul omului este aproape, este chiar la ușă. Deci iată o problemă pe care Domnul Hristos încearcă să o clarifice. Timpul dinainte de 1844 este marcat de cea mai lungă perioadă profetică care se întinde pe perioada de 2300 de ani. Dar se sfârșește în anul 1844, pe 22 octombrie. Iar înainte de acel moment, Domnul Hristos vorbește bisericii
și spune când veți vedea ultimul semn în 1833. Voi trebuie să știți ce? Că Fiul omului este unde? Este aproape. Și apoi folosește o expresie, frații mei, care este cheia înțelegerii acestei probleme, odată pentru totdeauna. Ce expresie folosește Dumnezeu aici? Este chiar la uși. Domnul Hristos putea să spună doar este foarte aproape și ne lăsa acolo și înțelegeam că Iisus este aproape și atât. Dar iată cum Domnul Hristos adaugă un cuvânt în plus. El spune este chiar la uși. Așa încât Domnul Hristos se elimine din mintea noastră prin această informație în plus. Orice intenție a noastră de a crede că apropierea venirii lui Hristos după 1844 ar mai fi o problemă legată de timp. Frații mei, spuneți-mi voi clar, de ce nu mai poate fi o problemă legată de timp această exprimare care ne spune că Iisus este chiar la uși? Haideți să explicăm de ce. Vedeți lucrul acesta în ceea ce citim în acest pasaj? Ce înseamnă mai întâi că Iisus este la uși? Bun, dacă venirea Domnului Iisus Hristos, așa cum este ea prezentată aici în Matei 24. O, frații mei, vreau să înțelegem clar lucrul acesta. Vă amintiți în pilda celor 10 fecioare? Vreau să folosesc și alte exemple ca să înțelegem mai bine. Spune că așteptau să vină mirele. Și când a venit mirele, cele care erau gata, ce au făcut? S-au dus cu mirele, au intrat în odaia aceea și s-a încuiat ușa. Când au intrat în odaia aceea, frații mei, s-a sfârșit. Știați că acel eveniment al pildei celor 10 fecioare are mai multe aplicații? Se aplică la 1844, la strigătul de la miezul nopții, dar se aplică apoi și în experiența poporului Dumnezeu la sfârșit. Și vreau să înțelegem ceva, frații mei. Strigătul de la miezul nopții este, de fapt, momentul închiderii arului. Este marea strigare care are loc chiar înainte de a se închide arul. Așadar, venirea mirelui la miezul nopții reprezintă închiderea arului pentru întreaga omenire. În momentul în care el a intrat și a închis ușa, s-a terminat, frații mei. S-a terminat. Acum, dacă este să luăm acest exemplu din Matei 25, observați, dragi prieteni, că ușa, sosirea mirelui în fața ușii, reprezintă, de fapt, acel moment când Domnul Iisus Hristos vrea să vină. Iar dacă ușa aceea s-ar deschide, da, haideți să înțelegem lucrurile în felul acesta, dacă ușa aceea se deschide și mirele a intrat, știți ce reprezintă lucrul acela, frații mei? Ce este venirea mirelui? Când el intră în odaie. Este a doua venire a Domnului Iisus Hristos. Nu asta așteptăm cu toții, frații mei? Să vină mirele și să stăm la masă cu el. Nu spune Domnul Hristos că vom sta la masă cu el în împărăția cerului. Frații mei, înțelegeți adevărul acesta? Acum haideți să ne gândim din nou. Spune că Iisus este chiar la uși. Deci dacă intrarea lui Iisus pe ușă reprezintă venirea lui. Întrebarea mea este cât de departe este venirea lui Iisus de noi. Dacă Iisus deja se află la ușă, fiți atenți. Observați, dragi prieteni, că aici este o imagine care nu ne permite să ne gândim deloc la timp. Păi haideți să vă dau un exemplu și mai clar, prieteni. Uitați-vă, aici este ușa mea. Ușa de la această încăpere. Să presupunem că în spatele acestei uși stă Domnul Iisus Hristos. Iar evenimentul venirii lui înseamnă ca el să intre în camera aceasta. Acum vreau să vă întreb un lucru. Dacă eu mă duc la ușă, apăs pe mânerul acela și deschid. Spuneți-mi cât timp ia Domnul Iisus Hristos să intre în camera aceasta. Sau putem noi măsura în timp intrarea lui în cameră? Putem să măsurăm în timp? Unii vă spune, poate da. Bun, hai și dacă putem să măsurăm în timp, cât timp credeți că e valabil? O clipă. Pentru că Iisus face pasul, a trecut pragul și el este înăuntru. Deci, frații mei, privind la această imagine, observați că nu este o problemă de timp venirea Domnului Hristos? Nu este o problemă de timp. N-are nicio legătură cu timpul. Problema care îl ține pe Iisus la ușă, prieten, sau întârzie venirea lui, este că eu nu vreau să mă ridic de aici și să deschid ușa ca el să intre. Asta este. Dar problema este cu totul diferită. Iar mesajele noastre a tuturor predicatorilor și celor care prezentăm profeția în timpul acesta din urmă, nu trebuie să fie prin a accentua date profetice și timp exact cu privire la venirea lui Iisus și apropierea venirii lui. Ci noi trebuie să atragem atenția într-o altă parte, prieteni. Trebuie să atragem atenția la faptul că noi nu suntem pregătiți
și că refuzăm să deschidem ușa inimii noastre. Pentru că asta rezolvă problema venirii lui Iisus. Dar El nu are nevoie de timp ca să vină prieteni, ci are nevoie ca noi să răspundem unei invitații. Atât. Pe Dumnezeu nu timpul îl ține departe de noi. Și El nu este departe de noi, de fapt. El este foarte aproape, este la uși. Pe El îl ține acolo, frații mei, atitudinea mea și atitudinea ta. Și iată o direcție în care noi ar trebui să predicăm, să accentuăm, să chemăm pe oameni să vadă nevoia pregătirilor personale. Dar Satana ce face? Ne distrage atenția de la această lucrare și ne îndreaptă atenția către o dată fixată cândva în viitor. Aș vrea să ascultați ce spune Spiritul Profetic. Spuneam că putem pe multe căi să dovedim lucrul acesta, am ales să vă prezint acest punct care pentru mine este foarte convingător. Însă aș vrea să mai spun un lucru. În Daniel capitolul 12:9, Domnul îi spune așa lui Daniel: du-te, Daniele, căci cuvintele acestea vor fi ascunse și pecetuite până la vremea sfârșitului. Întrebare. Care carte a fost pecetuită până la vremea sfârșitului și ni se spune în Apocalipsa 10 că ea a fost deschisă? Este cartea Apocalipsei, prieteni. Știți ce mă convinge pe mine cu privire la lucrul acesta? Pentru că aceasta este cartea cea mai mică. Spune că este o carte mică. Mergeți cu mine în Apocalipsa 10. Vreau să vedeți un alt lucru. Apocalipsa 10. Apoi am văzut un alt înger care se cobora din cer. Da? Și în versetul 2 spune: în mână ținea o cărticică deschisă. A pus piciorul pe mare, pe uscada, este aceeași imagine din Apocalipsa 12. Și apoi îngerul pe care îl văzuse stând în picioare pe mare pe pământ a jurat pe cel ce este viu în vecilor, care a făcut cerul, lucrurile din el, pământul și lucrurile de... pământul și lucrurile de pe el, cerurile și lucrurile din el, marea și lucrurile din ea, că nu va mai fi nici o zăbavă. Și în versetele de mai jos spune că i-a dat cărticica aceea să o mănânce, a fost amar și așa mai departe. Este experiența de la 1844, marea dezamăgire. Acum, frații mei, vreau să fim foarte atenți. Domnul Hristos spune că nu va mai fi nicio zăbavă. Adică ce înseamnă nu va mai fi nicio zăbavă? Înseamnă că nu mai este nicio așteptare. S-a sfârșit, s-a isprăvit. Despre ce este vorba că s-a sfârșit, prieteni? Adică vine Iisus atunci? Nu. Ei au greșit când au interpretat că Iisus vine atunci. El n-a venit atunci. Dar cu ce s-a sfârșit, prieteni? Iată că Domnul Hristos aici spune s-a sfârșit cu perioadele profetice. Și frații mei, acest pasaj vorbește despre deschiderea unei cărți care a fost închisă. Și cartea care a fost închisă era cea pecetuită de Daniel. Am citit în Daniel 12:9. Iar aici îngerul vine și spune că această carte acum este deschisă și că ea anunță ceva. Uitați-vă în versetul 8. Glasul pe care l-a auzit din cer mi-a vorbit din nou și mi-a zis: du-te de ea cărticica deschisă din mâinile îngerului care stă în picioare pe mare și pe pământ. Deci la 1844 s-a deschis o carte. Este cartea profetului Daniel. Pentru că aceasta era singura carte profetică din Vechiul Testament. Și această carte, frații mei, când se deschide, știți ce descoperă oamenii în ea? Ei descoperă că este o dată profetică și vorbește despre 2300 de seri și dimineți. 70 de ani de robie. Vorbește despre 1260, despre 1290, 1335. Știți ce e interesant? Cele mai multe profeții legate de timp sunt în cartea lui Daniel. Dar când ea este deschisă, mergem înapoi în Apocalipsa 10, vreau să urmăriți, cuvântul aici ne spune în felul următor: mi-am dat-o să o mănânc și așa mai departe, iar în versetul 11, după ce mănâncă și spune că i-a umplut pântecele de amărăciune, adică după experiența de la 1844, Dumnezeu poruncește mai departe așa: trebuie să prorocești din nou cu privire la multe noroade, neamuri, limbi și împărați. Frații mei, observați că această profeție a cărții lui Daniel, care a fost legată de timp, la 1844, ea se încheie. Orice perioadă profetică legată de timp încetează să mai aibă vreo aplicație după 1844. Vreau să clarific ceva, frații mei. Când vorbim despre perioade profetice legate de timp, ne referim la descoperirea și desfășurarea profetică a evenimentelor finale, fixând anumite momente în timp. Despre asta este vorba. Care să arate, bineînțeles, apropierea venirii lui Iisus. Însă lucrul acesta nu înseamnă, și am să vă dau cu două exemple, că atunci când Biblia amintește despre alte momente
care vor avea loc în perioada evenimentelor finale, care au de a face cu timpul, asta nu înseamnă că acele exemple sau acele profeții încalcă principiul stabilit aici de îngeri. Haideți să vă dau două exemple. Mai întâi dați-mi voie să vă citesc acest gând. Eu am declarat, spune Sora White, în public, faptul că Dumnezeu a binevoit să ne arate că după 1844, în soliile date de El, nu va mai fi stabilită niciodată precisă. Cât de clar poate fi, frații mei, lucrul acesta? Nu va mai fi dată precisă. Acum noi alegem dacă vrem să credem sau dacă ne încumetăm să mergem și să facem tot felul de speculații. Vreau să fim atenți. Unii oameni vin și susțin următoarea idee. Dacă nu mai sunt profeții legate de timp după 1844, de ce în Apocalipsa 8:1 ni se amintește despre o jumătate de ceas? Și de ce în Apocalipsa capitolul 20:3 se vorbește despre 1000 de ani în care satana va fi legat? Pentru că acolo, iată, sunt niște perioade de timp exacte pe care ni le dă cuvântul lui Dumnezeu. Frații mei, știți care este răspunsul? Am să vă spun care este răspunsul. Jumătatea de ceas despre care vorbește Apocalipsa 8:1 se referă la momentul în care cad plăgile după ce s-a închis aurul. În imediata apropiere a venirii Domnului Hristos. Deci sunt, într-adevăr, perioade stabilite de Dumnezeu în legătură cu timpul. Și știați, prieteni, că la plaga a șasea Dumnezeu va rosti glasul lui cu putere din ceruri și sfinții vor auzi ora, ceasul și ziua venirii lui Hristos? Iată că Dumnezeu descoperă momentul venirii lui chiar înainte ca el să apară. Acum veți spune, păi atunci înseamnă că se contrazice cu ce spune Dumnezeu. Nu se contrazice, prieteni. Vreau să înțelegem un principiu. De la 1844 începând și până la momentul în care se va închide harul. Ce-am spus? Până la momentul în care se va închide harul. Nu mai există nicio perioadă profetică, niciun timp profetic, mă scuzați, pe care noi să-l putem identifica în cuvântul lui Dumnezeu prin profeție publică. Dar după ce s-a închis harul, sunt anumite perioade care sunt identificate prin timp profetic. Pentru că au de-a face cu timpul de după închiderea harului. Însă, frații mei, este ceva cu totul diferit. Una este timpul dinaintea închiderii harului și altceva este timpul de după ce s-a închis harul. Iar ceea ce noi avem de-a face, problema cu care noi avem de-a face în studiul nostru al profețiilor biblice, este tocmai aici. Pentru că mulți se încumetă și se ridică și încearcă să stabilească un timp înainte de închiderea harului. Ei încearcă să stabilească un timp pentru momentul legii duminicale, pentru evenimentele care au loc atunci. Și apoi încearcă să interpreteze anumite perioade, ani și luni și așa mai departe, pentru judecata celor vii și pentru alte și alte lucruri. Toate aceste evenimente sunt înainte de închiderea lui, dar odată ce harul s-a închis, prieteni, lucrurile sunt clare. Când spune acolo cine este nedrept să fie nedrept și mai departe, cine este sfânt să sfințească și mai departe, știți ce spune următorul verset? Iată, eu vin curând. Deci Domnul Hristos intenționează ca în momentul în care s-a închis harul, el să vină foarte repede. Și în timpul acela, frații mei, într-adevăr, Dumnezeu ne-a descoperit ceva legat de timp. Dar lucrul acela nu este înainte de închiderea lui, ci după. Sunt două lucruri total diferite și vreau să le vedem în felul acesta. Acum, prieteni, vreau să mergem la ultimul punct, înainte să încheiem. Și anume, unii vin și spun că profețiile au aplicație dublă în cuvântul lui Dumnezeu. Și ne dau exemplu cu distrugerea Ierusalimului. Da? Unde Domnul Hristos a spus că s-a întâmplat atunci și se va repeta la sfârșit. Alții vin, de exemplu, cu altă idee și spun că sunt anumite profeții, de exemplu, cum a fost Ilie. Da? A fost Ilie din Vechiul Testament, a fost al doilea Ilie, Ioan Botezătorul și acum vine o aplicație la sfârșit. Deci, cu alte cuvinte, dacă această profeție are o aplicație dublă, înseamnă că toate profețiile din cuvântul lui Dumnezeu trebuie să aibă o aplicație dublă la sfârșit. Dar lucrul acesta nu este posibil, prieteni. Doar acele profeții pe care le amintește Spiritul Profetic, Sora White, sub inspirație divină, ca având o aplicație dublă, doar acelea au aplicație dublă. Dar Sora White nu spune că toate profețiile au aplicație dublă. Și mai mult decât atât, există o altă presupunere foarte periculoasă. Unii consideră că toate profețiile legate de timp din trecut, care s-au împlinit deja, ar avea o aplicație dublă în viitor și că timpul acela care fusese profetic anterior este acum aplicat în mod literal la viitor. Vă citesc un paragraf.
Eu n-aș putea să explic mai clar ceea ce încerc să vă spun, decât a făcut-o sora White. Solia Lese, volumul 2, pagina 103. Unii vor lua adevărul care se aplică timpului lor și îl vor aplica pentru viitor. Observați problema? Evenimentele aflate în cursul profeției care și-au avut împlinirea în trecut sunt considerate ca având loc în viitor și prin aceste teorii credința unora este subminată. Am văzut o predică frații mei pe internet care este foarte populară deja, în care se face exact acest lucru. Se stabilește că se va da legea duminicală în aprilie sau nu știu când. Nu neapărat că cineva ar fi spus asta în mod clar. Însă, frații mei, vreau să fim atenți. Sunt oameni care au început să fixeze date atât de precise în dreptul evenimentelor finale. Și lucrul acesta este foarte îngrijorător. Din moment ce noi știm că nu este nimic în legătură cu timpul după 1844, de ce căutăm, frații mei, să găsim astfel de mesaje și să le prezentăm? Speculație, frații mei. Asta e tot ce pot să spun. Este speculație. Dar vreau să vedeți că legile biblice de interpretare a profețiilor lui Dumnezeu nu permit acest lucru. Vom înțelege imediat. Citeți citatul în continuare. Evenimente aflate în cursul profeției care și-au avut împlinirea în trecut prin, sunt considerate ca având loc în viitor și prin aceste teorii. Credința unora este subminată. Din lumina pe care Domnul a binevoit să-mi o dea, tu ești în pericolul de a face aceeași lucrare, prezentându-le altora. Adevărul care și-au avut locul lor și și-au făcut lucrarea lor pentru timpul acela, în istoria credinței poporului Dumnezeu. Tu recunoști ca fiind adevărate aceste fapte din Biblie, dar le aplici la viitor. Frații mei, ați auzit mesaje care aplică la viitor o profeție care deja și-a avut împlinirea? Care nu este specificată clar în spiritul profetic, ca având o aplicație dublă? Alt citat. În loc de a trăi în așteptarea unor perioade deosebite de entuziasm. Acum fiți atenți, exact nu pot să cred, frații mei, cât de clar Dumnezeu a prevăzut acest pericol și l-a amintit. În loc de a trăi în așteptarea unor perioade deosebite de entuziasm, noi trebuie să folosim ocaziile înțelepte, favorabile și prezente, făcând tot ce trebuie pentru ca sufletele să fie mântuite. În loc de a ne epuiza puterile minții în speculații cu privire la vremurile și soroacele pe care Domnul le-a păstrat sub propria autoritate și le-a reținut de la oameni, noi trebuie să ne supunem conducerii Duhului Sfânt, să îndeplinim datorile prezente, să le oferim pâinea vieții oamenilor, neamestecată cu părerile omenești, tuturor sufletelor care pierd din lipsă de adevăr. Frații mei, vedeți că sora White a amintit exact această problemă? Nu trebuie să ne chinuim să descoperim ceva nou și să arătăm timp exact cu privire la venirea lui Iisus. Nu este lucrarea noastră să facem așa ceva. Suntem continuu în pericol de a ne ridica deasupra simplității Evangheliei. Mulți au o dorință intensă de a uimi lumea cu ceva original. Ceva care îi va ridica pe oameni într-o stare de extaz spiritual și va schimba ordinea actuală a experienței. Nu asta face, frații mei, aceste mesaje. Nu așa fac predicatorii aceștia. Caută să-i ridice într-un extaz din acesta emoțional. O, frații mei, vreau să știți că și Satana are zel mult. Și el poate să ne insufle. Uitați-vă cum ne insuflă pe bisericile acelea, harismatice. O, credeți că el nu poate să ne înșele și pe noi? Să ne dea un suflu mai subtil, mai diplomat, dacă are iar aceeași rădăcină? Ascultați. Frații mei, fiți atenți. Cu siguranță este o mare nevoie de schimbarea ordinii actuale experienței. Dar schimbarea de care avem nevoie nu este, că este, mă scuzați, o schimbare a inimii. Iar aceasta nu poate fi obținută numai dacă îl căutăm pe Dumnezeu personal. Aceasta este schimbarea de care avem nevoie astăzi. Călăuzirea Duhului Domnului a fost evidentă. Descoperirile sale cu privire la adevăr au fost minunate. Domnul Cerului a stabilit punct după punct. Ce a fost adevăr atunci este adevăr și astăzi. Totuși nu încetează să se aude glasul care spune acesta este adevărul. Am o lumină nouă. Dar în domeniul profetic, luminile acestea noi se evidențiază prin aplicarea greșită a cuvântului și prin faptul că îi duc pe oameni departe de Dumnezeu, făcându-i să plutească în derivă fără nicio ancoră care se țină. Iată, frații mei, cum se ridică acești oameni cu lumina nouă și îi duc pe alții departe de biserică și de Dumnezeu. Dacă cei care cercetează cuvântul lui Dumnezeu ar lua adevărurile pe care le-a descoperit în modul în care a condus poporul său,
Le-ar asimila și aplica în viața lor. Ar fi niște mijloace de a transmite lumina acestei lumi. Toți aceia care încep să caute teorii noi, nu au amestec, mă scuzați, au un amestec de adevăr și idei false și după ce se străduiesc să scoată în evidență lucrurile acestea, se dovedește că ei nu și-au aprins sfeșnicul cu foc de pe altarul divin. Iar acesta se stinge în întuneric. Soliarese volumul 2, 104. Iată cum acești oameni vor intra în obscuritate. Vor fi lăsați în întuneric. Pentru că n-au luat lumina aceea de la Dumnezeu, frații mei, au aprins-o de pe alt altar. Unii oameni sunt gata să prindă orice idee nouă. Profețiile din Daniel și Apocalipsa sunt interpretate greșit. Ei nu consideră că adevărul a fost stabilit la timpul și de către oamenii pe care Dumnezeu i-a condus să facă această lucrare specială. Declarațiile simple și clare ale Cuvântului lui Dumnezeu sunt cele care trebuie să fie hrana noastră. Speculațiile cu privire la idei care nu sunt prezentate cu claritate în Cuvântul Său constituie o lucrare periculoasă. Solia Lese, volumul 2, pagina 14. Frații mei, suntem în pericol? Aș spune în cel mai mare pericol în care am fost vreodată. Pentru că pe baza profețiilor biblice ale Cuvântului lui Dumnezeu, noi vom fi înșelați cu toții. Fiți foarte atenți pe cine ascultați, unde a plecat urechea. Și frații mei, haideți să nu căutăm ceva nou și extaz emoțional bazat pe date fixate cu privire la evenimentele finale. V-am spus clar că Iisus e deja la ușă. Nu există timp între noi și Iisus, prieteni. Există ușa între noi și Iisus. Deschideți-o și lăsați-o să intre și venirea Lui are loc. Frații mei, aș vrea să închei cu gândul acesta. O altă problemă când se interpretează profeția biblică este următoarea. Unii oameni iau profețiile din care s-au împlinit deja, da, din Daniel sau Apocalipsa, și încearcă să le aplice a doua oară la viitor. Adică aplicația dublă despre care vorbeam. Sunt de acord că există profeții cu aplicație dublă. Dar vreau să vedeți o altă problemă care are loc în aplicarea aceasta a profețiilor duble. Cum aplicăm noi o profeție care este tip și antetip? Și sfatul acesta sunt sigur că ne va ajuta pe fiecare. Haideți să vă spun cum se înțelege această problemă. Luăm de exemplu cele 7 plăci din Apocalipsa. De unde știm noi la sfârșit că vor fi 7 plăci și de unde avem noi învățătura cu cele 7 plăci în cartea Apocalipsei? De unde este ea luată? Pentru că acesta este antetipul, da? Dar unde este tipul? Tipul îl avem în Egipt, unde au căzut câte? 10 plăci. Acum vreau să fiți atenți. Avem tip și antetip. Adică întâmplarea aceea reală, literală, din poporul lui Dumnezeu, în experiența lor în Egipt, are o paralelă în timpul sfârșitului, o aplicație dublă, dacă putem spune așa, la sfârșit, și putem regăsi această întâmplare în evenimentele care se vor întâmpla atunci când Iisus va veni pe norii cerului, în revărsarea ultimelor 7 plăci. Acum, vă întreb ceva. Care este fundamentul interpretării celor 7 plăci? Adică când vrem să înțelegem adevărul cu privire la revărsarea plăcilor, noi studiem exemplul din Egipt. Pentru că acolo Dumnezeu a pus o bază solidă a unui exemplu clar care ne descoperă acest adevăr în timpul din urmă. Și așa procedăm. Plecăm de la tip către antetip. Însă, prieteni, mai este ceva. Nu este tot adevărul aici. Pentru că dacă rămânem doar la ideea aceasta, mulți oameni pot să facă următorul lucru. Pot să ia toate detaliile care au avut de-a face cu cele 10 plăci și să le aplice la sfârșit. Ceea ce nu ar fi posibil și n-ar fi corect. Dovada este tocmai următorul fapt. Câte plăci avem în Egipt? 10. Câte plăci avem la sfârșit? 7. Frații, de ce diferența aceasta? Păi dacă totul se aplică exact, motamon, cum a fost în tip, trebuie să fie și în antetip. Atunci de ce la sfârșit sunt numai 7 și aici au fost 10? Aici este principiul, prieteni. Antetipul stabilește care lucruri din tip se vor întâmpla la sfârșit. Este un joc de cuvinte, de idei, dar cred că m-ați înțeles. Haideți să spun încă o dată. Evenimentul celor 7 plăci de la sfârșit, care este antetipul, da? Împlinirea finală a acestor întâmplări din vechiul Israel. În dreptul Israelului spiritual, bineînțeles. Deci împlinirea finală de la sfârșit a celor 7 plăci, exemplul acela descoperit în cartea Apocalipsei,
stabilește care lucruri din experiența trecutului, istorică, a tipului, vor fi luate și folosite în timpul acela. Observați ceea ce spun? Și dacă noi înțelegem acest lucru, frații mei, nu putem fi înșelați. De aceea, când studiem profețiile referitoare la viitor, noi nu putem să le interpretăm în detaliu pe baza profețiilor care deja au avut loc, chiar dacă ele sunt tipuri și slujesc ca temelie pentru aceste lucruri care se vor întâmpla, totuși cele care se întâmplă stabilesc care sunt acele lucruri care sunt luate și aplicate în antetip. Mă rog, frații mei, ca Dumnezeu să ne ajute să înțelegem aceste lucruri și să nu ne lăsăm înșelați. Studiați cu atenție profeția Cuvântului lui Dumnezeu și fie ca Dumnezeu să ne dea lumină clară cu privire la ceea ce se va întâmpla, dar niciodată, frații mei, să nu ne încumetăm și să dăm crezare și atenție acestor mesaje, acestor solii care se vor înmulți cu privire la timpul profetic. Am spus că nu este timpul problema cu privire la venirea lui Iisus, ci este problema atitudinea mea și atitudinea ta. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe fiecare.